Experiența anilor anteriori ne-a demonstrat că în această perioadă a sărbătorilor de iarnă se înregistrează cele mai multe cazuri de folosire necorespunzătoare a articolelor pirotehnice, aspect ce provoacă atât un disconfort fonic cetățenilor, răniri grave ale persoanelor, în special în rândul copiilor și bătrânilor, precum și distrugeri de bunuri și imobile. Astfel, în această perioadă, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Dolj desfășoară o serie de activități prin care se urmărește prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecințe asupra ordinii siguranței publice sau de altă natură, cum ar fi răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri. De asemenea, desfășurăm activități pentru prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor de natură penală și contravențională la regimul articolelor pirotehnice. Desfășurăm activități pentru optimizarea cooperării instituționale și a schimbului de informații între agențiile de aplicare a legii cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și combaterea infracționalității, precum și conștientizarea pe de o parte a cetățenilor, precum și pe de altă parte a reprezentanților societăților comerciale autorizate privind riscurile utilizării necorespunzătoare, respectiv a comercializării ilegale a articolelor pirotehnice. Ce trebuie să știe oamenii de pericolul la care se expun atunci când doresc să achiziționeze articole pirotehnice? Încercăm să le transmitem cetățenilor niște recomandări, cum ar fi, de exemplu, să cumpere articolele pirotehnice doar de la persoanele fizice și juridice autorizate, la achiziționarea articolelor pirotehnice să verifice eticheta și aceasta să fie inscripționată inclusiv în limba română, să sesizeze poliția când constată că sunt vândute ilegal articole pirotehnice și în niciun caz să nu achiziționeze articole pirotehnice din mediul online. Readucem atenției publice faptul că articole pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani, iar articole pirotehnice de scenă din categoria T1, precum și articole pirotehnice din categoria P1, pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Legea prevede câteva excepții de la folosirea articolelor pirotehnice, printre care interzicerea folosirii în intervalul orar 24-06, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional în baza aprobării autorităților locale, la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu niveluri până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri, la o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibilului lichid sau solizi sau instalațiile de gaze, la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice, în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre, la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri, precum și pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane.